Țin să precizez că primul copilaș s-a îmbolnăvit când avea vârsta de 4 ani, așa încât de la o febră și cu o afarisă banală răceală am ajuns direct într-o secție de terapie intensivă, unde a fost rapid echilibrat cu transfuzii de sânge, de trombocite și absolut tot ceea ce avea nevoie, după care am plecat cu el în Italia să aibă parte de, nu știu neapărat dacă un tratament mai bun, cât de o calitate a vieții mai bună pe durata tratamentului. Știm cu toții că chimioterapia ne expune la niște riscuri vitale, ca să zic așa. Așa încât, în momentul când noi am plecat cu David la tratament, eu eram deja însărcinat în 14 săptămâni cu cel de-al doilea copilaș. Astfel încât, când David a terminat tratamentul, se năștea cel de-al doilea copilul nostru, Mario, care a avut o dezvoltare pe etape de vârstă aparent normală până la aproximativ 11 luni, când, după o febră mare, a pierdut absolut toate achizițiile pe care le-a dat până la acea vârstă. Practic, nu a mai făcut nimic din specificul vârstei sale. S-a transformat într-un bebeluș. A rămas doar cu mișcări de globi oculari, de miercuri până sâmbătă. Investigațiile medicale au arătat că el suferă de o boală genetică ultra-rară care afectează mai puțin o persoană la 1 milion pe glob, care se numește parapareză spastică ereditară tip 56. În momentul când Mario s-a îmbolnăvit, eram deja însărcinată cu cel de-al treilea copil. Ironia sorții face ca de fiecare dată când se îmbolnăvea cu un copil, să aștept încă unul. Prin prisma acestui fapt și cel de-al treilea copilaș al nostru a fost diagnosticat încă din a doua lună de viață, întrucât am testat-o la naștere. Rezultatul a fost pentru noi unul foarte nefavorabil, deoarece și ea poartă aceeași mutație genetică ca și fratele ei mai mare.